episodul de astăzi din Oameni și Rațiu o să fie scurt, nu o să fie cu poze, n-am poze să vă arăt, dar discutam zilele trecute cu o prietenă și m-a ajutat să-mi pun ideile în ordine pe subiectul pe care vreau să-l tratez astăzi. Faza e așa, în mulțimea de femei cărora nu le place să facă sex, din diverse motive, există o categorie aparte și eu despre categoria asta vreau să vorbesc. Deci, repet, ca să o luăm de la început, asta nu se aplică la toate femeile. Asta nu se aplică la toate femeile cărora nu le place să facă sex. Se aplică doar la o categorie. Și astea sunt femeile care au avut experiențe sexuale nasoale, acele experiențe de început. Și explic cum s-a ajuns aici și poate chestia asta, învățăm ceva din chestia asta. Primele experiențe sexuale sunt de obicei stângace. Da? Deci, nu știi unde intră, nu știi ce vrea fata, nu știi ce vrei tu, etc. După ce treci de aceste 3, 4, 5, 10 experiențe de început, intervine constanța, adică apar partenerele sau apar partenerii sexuali cu care e ceva normal, adică e un constant, practic e de la ție înțeles că faci sex cu persoana respectivă constant, poate o dată pe săptămână, poate o dată pe zi, poate irelevant. Și aici e declicul. Sunt destul de multe femei care în perioada asta au avut numai experiențe neplăcute sau au avut mai multe experiențe neplăcute. Și aici, uitându-mă în spate și gândindu-mă la experiențele mele sexuale și ce am mai auzit și pe la alții, sunt multe, multe, multe faze nasoale. La modul mi-o băga uscată și mă durea și spuneam să oprească și nu știu ce. Mă durea și el tot nu se oprea. Am întâlnit la un moment dat o tipă care în momentul în care o scoteam devenea foarte crispată. Bă, o scotem, mai schimbăm poziția, bă, și devenea foarte, bă, la un moment dat n-am mai zis, bă, ce se întâmplă? Și mi-a povestit tipa că fostul ei prieten, care se și logodise, încerca să-i facă surprise anal sex, că văzuse el într-un video și încerca să se o bage din greșeală în fund. Și zic, ok, odată. Dar zic, tu nu faci așa, dar odată, nu? Nu. Și a încercat câteva unde zice să facă chestia asta. Deci, din întâmplare, hai să... Și tipa, practic, era... Adică, n-am întrebat dacă a mai umblat cu cineva între tipul ăsta de care se despărțise și mine, dar clar, era marcat. E poza aia dureros de amuzantă cu niște băieți 25-ish în pantaloni scurți, în tricou polo și cu ochelari de soare negri și caption-ul era: tipii din poza asta mi-au frecat labia stângă 30 de secunde și m-au întrebat dacă au terminat. Și așa este. Deci, repet, în perioada asta s-au întâmplat tot felul de experiențe sexuale, pur și simplu tip care abuzează, tip care... Știi, adică se gândesc doar la plăcerea lui, tip care aia ți zic, bă, mă doare chestia asta și el aia și dacă și tragi mai tare și fac tot felul de... Da. Și de asta intervine o perioadă în care adică sunt persoane care spun, bă, am văzut că unora le place, am văzut că mie nu-mi place, eu nu mai vreau, eu nu vreau chestia asta. Știi, și tipele astea nu se închid în ele, nu se duc la mănăstire. Cunosc tipi, dar pentru că au avut experiențe neplăcute după experiență neplăcută după experiență neplăcută, sunt foarte reținute în a ajunge în intimitate cu partenerul respectiv. Și chestia asta mă fac și eu vinovat, adică umblam cu tipe care nu voiau să sară în pat, nu zic din prima seară, nu vreau să ne futem după, nu știu, 3 săptămâni de relație sau după 2 săptămâni de relație. Adică ieșim, ne place, nu știu ce, dar când să așa, stai puțin că și la un moment dat am, bă, tu eviți chestia asta, nu e din vina mea, vrei să discutăm, vrei să facem ceva, dacă nu, hai pa. Știi? Și pur și simplu la un moment dat spui, bă, nu știu de vină, adică nu eu, adică eu încerc, dar și chestia asta a devenit și mai pregnantă, și mai frecventă odată cu apariția filmelor porno, unde în loc să chestia asta, din nou, am văzut-o la mai mulți oameni care intrau în pâine în exact cu cele mai, nu vreau să zic, cu filmele cu acțiune mediu dură și dură. Adică, nu era o chestie asta,
că sunt și filme din astea cu e dragoste, e nu știu ce, te iubim, sper că mâncetișor. Nu, era... Și normal că asta încerci și tu să faci. Chiar dacă, da, n-ai scula lui ăla sau n-ai... Știi, adică încerc să fii brutal, încerc să fii repezit și nu toate femeile sunt așa, nu tuturor fetelor le place chestia asta. Și ajungi, fără să-ți dai seama, să le marchezi pe persoanele astea pentru o perioadă îndelungată. Cam atât pentru azi.